4x4, camionete, camioane, motociclete și agroindustriale. La Vagoma Auto ai servicii de vulcanizare non-stop și reșapare, iar în cazul unei echipări complete, primești montajul gratuit și un cadou surpriză. Vino la Vagoma Auto, pe DN1A, Centura Blejoi 526. Comenzi la telefon 0745-824662 sau 0743-824662 și pe vagoma.ro. Livrări în Prahova și Dâmbovița. Vagoma Auto. Se poate oriunde și orice. Freeline Atsuro Fitness îți pune la dispoziție aparatură de ultimă generație. Cursuri de pilates, spinning, fitboxing, aerobic, gimnastică liberă și step. Toate pentru armonia ta fizică. Freeline Atsuro Fitness te așteaptă în sala din complexul Malu Roșu sau în sala din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, zona Podul Înalt, alături de instructori profesioniști pentru a te ajuta să fii în formă. Tehnologia digitală de la UPC descoperi ceva extraordinar în fiecare zi. În primele 4 luni ai cel mai rapid internet din România, de 150 de megabits pe secundă, peste 116 canale digitale și 200 de minute naționale la doar 65 de lei. Chiar și într-o criză economică poți găsi oportunități. Viitorul contează pentru noi. HSEQ Consulting îți oferă oportunitatea de a-ți dobândi competențele necesare în domeniul securității și sănătății în muncă, situații de urgență, resurse umane și management. În luna septembrie, HSEQ Consulting organizează cursuri de inspector, specialist și expert în domeniul securității și sănătății în muncă, auditor intern, inspector și manager resurse umane, cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, responsabil de mediu și responsabil gestionarea deșeurilor, coordonator în domeniul securității și sănătății în muncă pentru șantiere temporare și mobile, evaluator al factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, inspector, specialist și expert în domeniul securității și sănătății în muncă și manager de proiect. Vă așteptăm la sediul nostru, strada Nicolae Iorga, numărul 5, între Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și Colegiul Național Jean Monnet, la telefon 0244 576 619 sau 0734 000508 sau accesând site-ul nostru www.hseqcons.ro. Studio Hari, oaza ta de relaxare și frumusețe din mijlocul agitației cotidiene. Vrei să scapi de riduri? La Studio Hari te așteaptă tratamentul preferat al Madonei și al altor vedete de la Hollywood. Vrei să îndepărtezi petele de la soare? Fotoregenerarea face minuni la Studio Hari. Vrei să scapi de ședințele de epilare? Vrei să intri în rochea visată? Vino la Studio Hari și dorințele tale devin realitate. Telefon 0244 522 144. În urmă cu mai mulți ani, aici exista doar ideea unui incubator de afaceri. În prezent, branduri consacrate dezvoltă afaceri de sute de milioane de euro. Pornește sau dezvoltă afacerea în cele două puncte de lucru ale Parcului Industrial Ploiești de la Mizil și Ciorani. Parcul Industrial Ploiești, deschidere spre viitor. Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație, Policlinica oferă zilnic servicii medicale profesionale. În plus, dispune de cabinete de medicina muncii, eliberează certificate medicale pentru obținerea permisului auto, indiferent de categorie, dar și pentru port-armă. Policlinica Cuplată vă așteaptă de luni până vineri pentru a vă oferi pachetul de siguranță și confort. Salutare, dragii mei, o nouă emisiune, Generația lui John. Astăzi vorbim despre muzica comercială, despre felul în care artiștii din Ploiești sau din alte părți, de ce nu, încearcă să se promoveze și să scape de tot playback-ul din lume. Știu, sunt foarte mulți care comentează și spun, domne, nu mai există live în România. Muzica se face pentru un produs, pentru a fi vândută, pentru un public care astăzi vine și mâine pleacă.
mesajele sunt puține, mai ales contextul este slăbuț, însă s-ar putea ca ploieștenii noștri să se ridice și să spună eu am ceva mai mult de oferit, mai ales pe partea de muzică. Antonia Țibuleac, sper că am zis bine. Bine venit în emisiune. Bine v-am găsit, mă bucur, în sfârșit am ajuns la tine, dacă tot am prins câteva zile acasă, nu? Da, am înțeles că ești foarte ocupată, pleci de colo-colo, mai mult stai în București, îmi plăiești așa din când în când în vizită. E, asta e viața de artist, nu? Da, e o viață de artist, dar până la partea asta atât de frumoasă, pentru cei care probabil te văd pentru prima dată la televizor, câteva cuvinte despre tine, mai ceva decât vedem într-o scurtă prezentare pe care o adresez pe site, ca cum să te cunoască. Mai ce mai simplu, mă caută pe Facebook, Raisa Oficial. Crezi că acolo absolut toate datele despre mine, aștept cu mesaje, cu tot ce vor. În schimb, mă bucur foarte mult că sunt la tine în emisiune pe subiectul de live. Vreau să discutăm cât mai mult pe tema asta. Adică live-ul ăsta despre care astăzi o să vorbim, ți se pare că... de produs și live. Da, îți vine ca o mânușă sau ai și tu niște probleme? E normal, nu e normal să am niște probleme, clar. Adică în momentul în care mă duc la un concert, chiar dacă oamenii de acolo spun, domne, totul este live, noi nu avem playback, avem dita mai formația, uneori mai au și CD-ul. Sau artiștii cântă peste pozitiv. Sunt foarte mulți care nu prea mai au voce. Adică au avut într-un început... După care ușor, ușor s-au pierdut. Situații și situații. Mă deranjează foarte mult. Văd artiști foarte mari de la noi cu nume mari și au concerte pe lângă noi cel puțin. Hai să le argumentăm, să dăm 2-3 nume mari. Exact. Prefer să nu dau nume, știi? Dar sunt convinsă că lumea știe. Și te duci într-o emisiune și ești pus să cânti live. Și cânti nu prost, deplorabil. De ce faci asta? Adică, dacă nu-ți cunoști limitele, orice om trebuie să-ți cunoască limitele. Dar ce ai spus tu de pozitiv? Nu e normal să mergi în concerte să fie sonorizarea de vină. Și atunci să nu-ți permiți să cânti live și vei cânta peste pozitiv, în cel mai bun caz. Asta fiind o scuză, domne, nu avem sonorizare bună, nu, dar putem să oferim pozitivul. Sau s-ar putea ca mulți să se culce pe urechea asta, să spună, băi, oricum artistul nu o să mai ceară la fel de mulți bani, nu o să mai se chinuie nici foarte tare, o să cânte pe pozitiv atunci când are chef, toate lucrurile sunt frumoase și... Nu știu, cu ocazia asta chiar pot să-l omoresc. Toată lumea m-a certat după un eveniment foarte mare de curând, că tot timpul stăteam cu spatele. Eu stăteam cu spatele pentru că monitorul în care eu trebuia să mă public. M-am întors de câteva ori. Așa. Monitorul în care eu trebuia să mă aud, în care eu trebuia să aud ceea ce cânt, nu se auzea nimic. Trebuie să le spunem oamenilor că pentru fiecare artist este necesară o sonorizare bună și clar, acolo pe scenă, da? Un fel plus de... că se fac probe de sunet înainte, care ar trebui să rămână cu un preset pentru concertul care va urma. Păi, pentru ce mai fac probele de sunet dacă eu când mă sui pe scenă la concert, sonorizarea este groaznică. Și se înțeleg că la un mare eveniment ție ți s-a deci întâmplat... Nu se auzea absolut nimic și am crezut că sunt singura, dar am observat că toți artiștii au avut o problemă cu asta. Eu nu auzeam ce cântă, deci automat eu nu aveam cum să cânt live. Dacă mă, poate eu acolo scria Raisa vrea să cânte live, dar noi avem preset de playback. Ce ne face? Nu, e a ținut doar de oamenii de la sonorizarea bună ca și tehnică. Oamenii de la sonorizare, nu știu ce s-a întâmplat, că erau în altă lume, nu erau pe scenă și mă duceam cu spatele și eram hello, nu mari aud. Artiști acum au început să cânte full live, adică au și un band în spate, au și backing vocals, dar au chiar și vocea artistului. Foarte puțin își permit, știi? E vorba de o investiție, este și normal, dar asta pentru că, până la urmă, calitatea produsului se duce la următorul nivel. Unde te afli tu în acest moment? Păi, sunt la un nivel destul de mic, încerc să mă promovez momentan, cam am foarte multe colaborări cu foarte mulți DJ, dar nu eram eu în față. Acum am ajuns doar să mă promovez doar pe mine, fără Raisa featuring, Raisa featuring, știi? Bine, nu că ar fi ceva de rău, Raisa featuring Connector, să zicem. Dau un exemplu. Da, nu m-aș supăra. Te-ar promova cineva. Cred că publicul trebuie lămurit. Uh-huh. Unde se oprește artistul din creație și unde intervine partea de comercial? Partea în care textierul se gândește dacă textul va prinde bine, dacă linia va fi ușor de fredonat. Nu știu, spun din punctul meu de vedere, eu îmi fac singură și linia și versurile. Pentru că într-un fel simt eu piesa, într-un fel îmi dă mie un feeling și într-un fel de altuia. Atâta timp cât eu o cânt, nu pot să cânt pe feeling-ul altuia. Trebuie să cânt clar cum simt eu că trebuie să cânt piesa aia.
piesa, știi cum e, nu ține neapărat de cât de hit e, ține de cine este în spatele tău, cine se ocupă de promovare, cine te împinge de la spate pe peste tot. Adică nu contează foarte mult creația, contează dacă ai niște oameni în spate. Automat contează și piesa, Doamne ferește. Atunci o să cred că și bălările astea pe care le aud pe radiourile naționale. Păi să fim serioși, ți se par... Mi se par stresante, deci toată vara asta a trebuit să, cum să spun, să ascult 10 piese. Să-ți dau și exemple, ai Seu Cipego, Gangnam Style. Alea sunt piese, hai să fim serioși. Bine, alea au fost bune pentru a hrăni un public. Adică dacă postai tu piesa respectivă pe YouTube și erai din România și aveai vizualizările respective după ce Google a ajuns în România, bine, cred că acum spuneai am o mașină foarte tare parcată în fața sediului. Mă, cred că lumea poate fi educată atât timp cât tu le baci pe radio prostiile alea de piese, pentru că pentru mine sunt niște prostii de piese, automat că lumea a început să obișnuiască și asta ascultă, știi? De aia să le mai bagi altceva, să vezi că oamenii vor începe să asculte și altceva. Dacă le bagi Seu Cipego și Gangnam Style și mai știu ce... Dar astea deja au devenit stresante, dar în afară de piesele pe care le-ai enumerat deja, zi-mi încă, nu știu, 4-5 pe care toată vara le-ai auzit la radio și de care nu mai vrei vreodată să auzi. Am mai auzit într-o emisiune topul melodiilor pe care nu le mai suport. Top 10, top 20? Perfect fără tine, Vama, dar este o piesă genială. Adică aș asculta-o chiar dacă m-am plictisit de ea. Mai e genial și Tudor Chirilă? Da, bineînțeles că este, da. Bine, credeam că se maturizează la un moment dat și că începe să nu se contrazică. Spun foarte mulți blogger că el a fost cineva și se degradează din ce în ce mai tare cântând tot felul de manele sau apărând în emisiuni cu tot felul de alți oameni. Dacă te adaptezi unui anumit stil, că lumea mai evoluează și se mai schimbă, asta nu înseamnă că începi să cânți manele sau mai știu eu ce. Da, te schimbi bine sau rău? Nu contează că mai schimbi bine sau rău, dacă nu te adaptezi, nu ești pe piață. Și ai două variante, da, asta înseamnă prea multă flexibilitate, adică s-ar putea ca de la calitate, pentru că publicul nu este unul foarte bun, să ajungi la un kitsch. Da, hai să fim serioși, dacă s-ar mai cânta muzica de Candy, Andrei sau mai știu eu ce, ar mai asculta cineva, eu îți garantez că nu. Bine, acum nu vreau să par răutăcios, nici pe atunci nu cred că ascultam piesele astea. Dar eu ți le-am dat exemplu pe Tudor Chirilă, nu degeaba, pentru că mie mi se pare că oarecum, odată de mult, acum 4-5 ani, muzica lui avea un înțeles, avea un mesaj, pe când el a început să se adapteze atât de tare, să devină comercial pe pâine dimineața, la prânz și seara, încât nu mai exprimă valoarea. Și e o traversare urgentă. Ce anume? Asta este o schimbare la toți artiștii, nu numai la el. El e un artist, nu sunt foarte mulți așa. Foarte adevărat. Da, hai să fim sinceri, mie adică piesa mai dăm încă 3-4 titluri, da? Piese din astea stresante în Andra, vara asta. Inevitabil va fi bine. Așa. Deci, absolut, peste tot. O voce foarte bună, dar contextul, iar la fel, mi se pare că o strică. În momentul în care intri în echipa respectivă, neapărat trebuie să fii foarte comercial. Dar hai să ne direcționăm către tine și să vedem ce stâlpi ai tu, ce baze pentru a merge mai departe. Pentru că te lovești de niște oameni și pe YouTube oamenii pot să te critique ușor de tot, să foarte spună, normal. Raisa, dar tu ai niște studii muzicale sau Raisa, tu chiar știi să cânti, tu știi ce e la un live, ce e la un playback, tu știi, nu știu, ai niște recomandări, ai apărut la concerte, știi ce înseamnă viața de scenă sau peste noapte ai publicat și tu ceva pe Facebook și wow, cât de tare ești. Da, măi, nu știu ce să zic. Am făcut cursuri de canto când eram mică, nu, dar nu am aprofundat foarte mult chestia asta. Tind să cred că e ceva din familie, mai avem o familie cântăreți. Adică chestia nativă, spui tu. Da, exact. Cred că de acolo au plecat toate. E important să fie un lucru nativ, să ai un talent? Da, să știi că se simte diferența. Un om poate cânta oricum, cu studii, cu puteai să te profesor de canto, dar se va simți la un moment dat vocea unui om care are o voce nativă și vocea lucrată. Ca orice lucru făcut manual, gen, știi? Clar. Raisa, ai făcut vreodată playback? Da, normal. Și cum te-ai simțit? Adică, să spun nu, dar mă gândesc așa, în momentul în care intri pe scenă, vezi că un public dorește să audă ceva acolo, iar tu ai o casetă, ai un CD, ai un calculator care cântă cu sau fără tine. Mai sincer, îmi place. Chiar acum de curând la o emisiune, mi s-a spus că trebuie să faci playback. Nu cânti live, faci playback. Ok. Și înainte să intru pe scenă să cânt piesa,
vorbeam la microfon și mi-am dat seama că microfonul se aude. Zic, băi, faci ceva cu microfonul ăsta, că nu se pot să mă abțin. Eu voi cânta în timp ce ar trebui să fac playback. Păi nu, că nu poți să-ți opri microfonul, că trebuie să vorbești după direct. Nu știu cum faceți, dar mi-a oprit microfonul. Eu chiar nu mă pot abține și la, când trebuie să fac playback, eu trebuie să cânt în timpul ăla. E normal, artistul oarecum zice ceva acolo, pentru că trebuie să fie cât mai realist. Nu neapărat, să știi că poți face. Dar eu chiar nu pot să fac playback. Nu pot, sincer. Cred că ar trebui să existe o școală de playback pentru toți artiștii care, nu știu, vor să scape de sacrificiu, care vor să se lanseze în muzică, dar n-au nici pic de talent. Din Ploiești ăsta au plecat foarte mulți oameni talentați. Au fost mulți care au trecut pe la X-Factor, pe la Vocea României. Și eu am fost. Ai fost la X-Factor sau la Vocea? La X-Factor în prima ediție. Și ce s-a întâmplat? Am ieșit din concurs după bootcamp pentru că ce la televizor nu e exact ce este și în spate. Și vrei să ne ajuți să înțelegem un pic în emisiune? Da, hai să-ți dau exemple. Uite, eu sunt vegetariană, eu nu mănânc carne sub nicio formă. Vorbesc serios, da? Da, serios, da, nu mănânc carne sub nicio formă. Și acolo primeam mâncare în tabăra de pregătire, o bucată foarte mare de carne cu foarte puțin acolo, ceva lângă. Eu... Tot ce își dorește omul, adică, multă carne. Ok, eu nu mănânc asta, pot urca să-mi iau un corn, un ceva, nu. Aici stai. Începeam filmările, le aveam trezire la 5:30 dimineața. Micul dejun se pleca la filmări și ne aducea înapoi la hotel la 3:30 dimineața. Aveam timp de 2 ore în care să și dormim, să ne și schimbăm. Automat noi după 4 zile eram, nu mai puteam să mai cântăm, să nimic. Ni s-au schimbat piesele. Vedeai că unii se cunosc cu cei de pe acolo și au întâietate și tot așa. Și n-ai de ce. Adică... Spui că există o regie în spatele unui astfel de show. Mă și aștept la chestia asta. Dar te văd destul de impunătoare. Adică pui piciorul în prag și spui, sunt Raisa. Mă faci să fiu răutăcioasă, John. Dar și e normal. Adică, eu dacă aș vedea chestia asta, da, să particip la un concurs, indiferent în ce domeniu, și văd că unii oameni au priorități, dar nu pe calitățile, da? Nu pentru calitățile pe care le dobândesc în timp, eu aș cam face scandal. Poți să-ți dau un exemplu foarte bun. A doua probă din bootcamp a fost probă de dans. Păi ok, sunt la dansez, cum s-o numi emisiunea aia, sau sunt la un concurs de cântat? Hai să fim serioși. Au ieșit la proba de dans oameni care au terminat cu 10 conservator. Vocal. Păi cum se iasă omul ăla din concurs? Adică mi s-a părut aberant. Și care a fost explicația? Că nu au tot ce le trebuie, nu au cel X factor, că nu e suficient doar să cânti, trebuie să te și mai muțărești, ca să înțelegi. Bun, și motivul pentru care tu n-ai mai participat a fost că n-ai avut suficientă mâncare sau n-ai dormit suficient? Mai multe de astea. La un moment dat, când concursul are 3 categorii, peste 21 de ani, sub 21 de ani și grupuri. Nu prea vin grupuri, la nicio ediție nu prea au fost grupuri. La un moment dat începi să gândească, stai că... Chiar dacă tu vii individual, dacă vrei să treci mai departe, tu faceți trupă, tu cu ăla faceți trupă și tot așa, lucruri pe care eu nu am fost de acord și nu o să fiu niciodată. Dacă vreau să cânt într-o trupă, cântam de la început. Și pentru asta ai zis da, stop. Normal. Și o să mai particip la astfel de show-uri? De ce? Că există o grămadă de expunere, te promovezi, omul te vede, te comentează. Când tu intri în concursul ăla, din primele etape chiar, că până la audiția cea cu juriul de la televizor, mai sunt foarte multe audiții înainte. Foarte multe, cred că vreo 5 dacă nu mă înșel. La un moment dat semnezi un contract în care te legi cu ei în exclusivitate un an de zile. Eu am pus-o pe spatele meu, un an de zile stai și nu faci nimic. Dar ce scrie mai exact în contractul ăla? Dacă vrei să participi la acel concurs, te obligi să ai următoare responsabilități față de ei. Așa. Nu mai apar la nicio televiziune, nu mai cânti nicăieri, nu faci absolut nimic fără acordul lor. Stai, cum e că nu mai cânti nici în baie? Ei, nu că, știu, știi, poate am vreo adică, cameră pe acolo, alea, știi? Regulile alea sunt ușor de interpretat, adică, odată, nu mai cânti nicăieri sau nu mai cânti într-un, nu știu, ori spațiu public, ori la televiziune? Da, exact, exact, adică nu îți permiteai să cânti nicăieri. Bine, și cu o clauză monstruoasă, ți închipui. După ce avem știri pe scurt, vorbim despre chestia asta cu contractele, că unii se cam păcălesc. Pauză și revenim. Bună.
Bună ziua, iată câteva dintre subiectele pe care le puteți urmări în jurnal. A ajuns la spital cu leziuni interne grave după ce proprii veri au introdus un furtun în anus și au dat drumul la apă. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 40 de ani din Vălenii de Munte. Rușinat de întâmplarea sa, omul s-a prezentat la spital abia după 4 zile de la incident, pentru că se simțea rău. Medicii au constatat că bărbatul are intestinele perforate. Nemții vor să investească în județul Prahova, după ce autoritățile județene vor semna contractul cu investitorii străini. La Tătărani ar urma să fie construită o fabrică producătoare de mașini Audi și localitatea Slănica a intrat în vizorul germanilor. Aceștia vor să dezvolte turismul în zonă și să construiască noi hoteluri. Dezbaterea publică organizată aseară la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești a ieșit cu scandal. Consilierul PDL Gheorghe Sârbu a încercat să instige pe ploieștenii prezenți la întâlnire împotriva primarului, însă a fost huiduit de întreaga sală. Aseară, cetățenii au propus ca restanțierii la întreținere care au datorii mai mari de 90 de zile să nu beneficieze de ajutorul pentru încălzire. Veste bună pentru ploieșteni, campania Septembrie este luna inimii, iubește-ți inima, se desfășoară și în orașul nostru. Astfel, cetățenii au ocazia să-și testeze gratuit nivelul colesterolului. Analizele sunt importante, testarea colesterolului fiind un prim pas în evaluarea gradului de risc privind dezvoltarea afecțiunilor cardiace. Ne revedem la jurnalul de la ora 19:30, când vă aștept cu aceste subiecte, dar și cu alte informații. Bun, am revenit. Nu uităm de contracte, da? Pentru că la un moment dat, pentru că suntem entuziasmați, vai, am ajuns într-un super show și ne vedem o mică la televizor și spune bravo, sunt mândru, sunt mândră de tine. Ai zice, hai, dăm cu semnătura, dar nu prea citim ce se întâmplă mai departe, pe a doua, a treia pagină, dacă există așa ceva. Erau o foaie sau erau mai multe? Da, erau mai multe. Erau mai multe. Evident, ceea ce nu trebuie să vezi este scris foarte mic, trebuie să fii foarte... Ca la bânci. Eu am semnat contractul conștientă. Adică l-ai citit și ai spus, bă, ăștia, gata, păi, exclusivitatea wow, supra... Dar aveați voi să vă postați pe YouTube măcar? Da, dar nu nimic de acolo. Nimic? Nu. Deci, piese, atent, e foarte simplu ca tu să apari în continuare la televizor dacă te postezi pe YouTube. Să postezi o piesă nouă pe YouTube? Nu, uite, deci dai drumul la cameră în momentul ăsta și spui, bună, sunt Raisa și hai să cântăm împreună. Da. Ai voie chestia asta. Să fim serioși. Păi, da. Nu că sunt unii care spun, nu ai voie niciun fel prezență publică, nu ai voie să te înregistrezi cu niciun aparat, decât dacă ne dai nou în prealabil să-ți dăm acceptul sau nu. Au fost foarte mulți care au trecut prin platoul ăsta și chiar prin emisiunea asta și spuneau, doamne, mai am încă 2 săptămâni de contract. Adică oamenii ăia timp de un an nu au mai avut prezență. Și mie mi se pare că show-urile astea sunt făcute pentru cei care sunt deja pe scaune. Pentru cei care jurizează, pentru cei care sunt mari. Adică, hai să vedem care au talent și ei să-i ținem oarecum închiși. Eu spun, juriul de acolo e pus doar pentru imaginea de la televizor. Nu decide niciodată dacă X dar cine sau Y. Decide? Ai voie să ne spui chestia asta? Producătorul, da. Dacă adică nu-ți mai făcut să fiu răutăcioasă. Păi, nu ești răutăcioasă, ești cum trebuie, da? Păi da, cred că deja știe respective. Toată lumea chestia asta. Sunt mulți care vor să se mai ducă și anul ăsta și la voce și la X. Niciodată nu vor decide cei din juriu, decide producătorul. Tu treci, tu nu treci. Și ce trebuie să facă omul ăla care are voce pentru ca producătorul să fie impresionat? Dar cu lacrimi sau ce? Nu, să ai destulă carismă și dacă poți să te mai muțărești, e și mai perfect. Ai 2 variante să treci la concursul ăsta. Ori te mai muțărești în ultimul hal. Da. Ori e o voce, nu o exagera de bună, nu te pune nimeni să fii Mariah Carey sau mai știu eu ce, dar să ai o voce plăcută și să ai carisma, adică să adică nu fii, stai pe scenă. Nu, dar acum Raisa, tu ce n-ai avut? Carismă? Dar eu am trecut, de ce mă pui pe mine situația asta? Nu, producătorul a spus, Raisa trebuie să meargă mai departe, dar nu de una singură. Pentru că... Ia să vedem care explicația. La proba de dans, aveam pe acolo un băiat care eu dansasem înainte. Și ne știam foarte bine, dansând unul lângă altul. A dat foarte bine chestia asta ca și show pentru ei. A, gata, ei doi fac trupă. Nu, n-am fost de acord. Dar nu puteai tu să cânti în continuare și el să aibă un mic fragment? Nu, dacă asta a fost decizia lor, ori e ca ei, ori deloc. Și am preferat deloc, e mai acum simplu. Nu vreau să par un pic cam dur în emisiunea asta, dar nu cumva ai dat cu piciorul la o șansă? Nu, niciodată. Adică poate tu aveai cea mai bună voce de acolo. Uite, te întreb eu pe tine acum. Spune-mi după toate concursurile astea ce au făcut câștigătorii. Să știi că în ultimii ani chiar nimic.
Păi, deci mă gândeam că, uite, spre exemplu, la România au talent, cine a câștigat o limată? Omul ăla cu câine. Crede-mă că nici nu știu. N-am văzut nimic mai departe cu el. Cristian Gog, să spunem, da, de la Vocea României, nu mi-aduc aminte cine a câștigat, sau da, omul ăla care cânta un pic rock și la... La X Factor deja m-am pierdut. La X Factor a câștigat Tudor, care a cântat rock, și la prima ediție a câștigat Andrei Leonte. Niște chestiuni foarte dificile, pentru că sunt mulți oameni acolo care sunt promovați, iar la final trebuie să rămână unul care e câștigătorul și trebuie să iasă în față. De el se înfață pe toate canalele pentru 2-3 săptămâni. Da, exact. Nu faci altceva decât să te legi la cap cu un contract. Și nimeni nu va face nimic pentru tine. Asta e, nu că o spun eu. Este dovedit cu toți concurenții care au fost și au câștigat. Și totuși, Raisa, sunt unii oameni care apelează la această modalitate pentru că este singura. Nu, pentru că se mulțumesc cu simplul fapt că apar la televizor. Eu prefer să n-apar la televizor, să am concerte. Uite, alții spun că e important să ajungi până în final pentru că o să câștigi niște bani. Cred că e relativ așa asta cu banii. Nu știu ce. Nu știu, nu mă bag dacă nu știu. Adică, da? Leonte nu a câștigat niște bani la final? Deci, se pare că acum s-a îmbogățit sau e wow. Păi poate și-a cumpărat un apartament. Mi se pare fix același om. Și sincer, din nou trebuie să fiu rătăcioasă, că n-am cum. Dacă vorbim de live și nu așa. Uite, o să te rog după emisiune să te uiți de la, îți spun ce eveniment, un eveniment foarte mare unde s-a apucat să cânte live câștigătorul X Factor și să-ți dai tu cu părerea cam cum ți se pare că a sunat live ăla. Și să mă uit așa ca un simplu spectator. Da, să-mi spui tu cam cum ți se pare că a sunat piesa aia. Poate că a fost sonorizarea proastă. Și când ești sub ton, tot de la sonorizare proastă e? Să fim serios. Poate că a avut o zi, o seară mai proastă. Poate că nu a primit suficienți bani. Poate că îl părăsise, nu știu, o iubită, o fană. Nu există, nu există. Uite, ai văzut înainte de emisiune. Nu, când sunt răgușită. Ei, când știu că nu pot, stau liniște în banca mea. Nu mă duc să fac. Chiar dacă ai un manager care spune: Raisa, nu contează, tu trebuie să cânți, haide. Nu, niciodată managerul meu nu va spune asta niciodată. Este foarte conștient. De ce să dai în penibil când poți să stai liniștit și când îți permiți să cânți, o să cânți. Muzica asta e pentru toată viața sau e pentru o scurtă perioadă de timp în care tu te afirmi și în care îți strângi un bănuț de buzunar pentru zile albe, negre? Nu, niciun caz. Eu am de gând să fac chestia asta pe termen lung. Numai că la noi România e foarte greu. Dar ce are, mă, România asta? Ce păi nu, atât de tare la de peste noapte, așa, fiecare noapte apare cât un artist. Păi nu mai e loc, gata, nu mai avem loc. Adică eu când mă uit la un top 10, un top 50 și nu, eu văd o producție foarte bună. Asta însemnând de la videoclip, lumini, sound, toate lucrurile de genul, plus o persoană care apare în cadru și se numește mitică, nu știu, Popescu, n-am idee. Dacă te uiți în topurile noastre, sunt Connector, Anda Adam, Alex Velea, Smiley și atât. Adică până acum aici aceeași mâncare de pește. Da, sunt aceiași în continuu. Pentru că la noi și la ei e o diferență. La noi mergem cu piesele la radiouri și ascultă, băi, intră sau nu intră, dar ei altfel, sună radiourile la ei, hai ce mai scoateți ca să băgăm pe radio, știi? Bun, bun așa. Dar până în momentul de față, te-ai auzit la un radio național? Da, am avut două piese pe radio. Pe ce radiouri? Dau numele? Păi Kiss, Zoo, astea care? Și pe Kiss, și pe Zoo, și pe Pro. Ai fost pe toate trei? Da. Bun. Și a fost o chestie așa în exclusivitate sau a intrat într-un heavy rotation și în fiecare zi Raisa se aude? Nu, hai să-ți spun. Una din piese a fost semnată cu o casă de producție mare de la noi. Așa. Și pentru simplu fapt că eu n-am vrut să mă numesc Juliet. Dar nu, da, nu să mă pui să dau nume. Am zis că se numește. Dar care e problema cu Juliet? Păi era un proiect, eu și un DJ. Și am zis că se va numi el Romeo, atunci o să mă numesc eu Juliet. Până atunci nu. Și pentru simplu fapt că nu am vrut să-mi pun numele astea și mă leg și proiectul lor, cum am vrut, numele meu nu aport în piesă. Și pe YouTube, dacă cauți piesa, este pusă de mine. Era, nu vreau să zic numele. Așa. Și nu mi s-a pus. Adică toată lumea asculta piesa, mă ceam la prietenii mei și le spuneam, băi, eu cânt pe piesa asta, nu cred. Ba da, eu cânt, știi? Bine, e și mai tare să păstreze acapela ca să le spui, uite, totuși este vocea mea. Și am mai avut o colaborare cu doi DJ de la tot un radio foarte mare și de aceea a fost foarte... Și a fost și scandal piesa și bla 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 și de aia a fost foarte promovată. Nu ne spui mai mult? Adică te oprești așa. Am văzut că și a fost un scandal, scandal. Și gata, ne oprim. Știam că te aștept să-ți spun de scandal.
Da, păi s-a trezit DJ Hara, o cheamă, da, DJ Hara. Tipa aceea care se descoperă și începe să pună muzică. Exact. Să știi că e foarte apreciată pe internet. Adică toată lumea spune, la cât mai multe cântări, chiar dacă ea nu cântă. Sau, adică publicul e atât de confuz, nu știe ce se întâmplă. Păi, ce se vine la noi, să fim serioși? Ori te dezbraci, ori te mai muțărești, așa, nu? Deci era vorba de DJ Hara care... Așa. Care nu mai apăruse de mult sărăcuța la televizor și trebuia să mai apară cu ceva și s-a trezit că eu i-am furat piesa ei. Ea a luat piesa... Dar și-ai făcut Maralisa, de ce-i furat piesa? Da. Nu, bine să zic, numai lui Hara mă găseam, nu-i furam și lui Connector, nu-i furam lui DJ Hara, știi? Bun. Și a luat piesa, a zis că a făcut un rework la piesă, dar era mai pusese un singur instrument contratimp, așa puțin. Vocea de pe piesă, nu vreau să fiu răutăcioasă, nu consider că sunt vreo mare voce, dar fetița aia se apuce de croșetat cu muzica, n-are nicio treabă. Vezi, nu dai prea multe idei că s-ar putea să aibă succes, da, și își deschide o super firmă și pe spune Raisa, Raisa, îți mulțumesc că o să-ți dau un comision. Sunt drăguță, știi? Să-i dau și idei că nu are treabă cu muzica. Și s-a dus într-o emisiune cu foarte mare audiență și a început să spună... Păi stai puțin, hai că le luăm pe rând, wow, biz? Nu. Nu. Acces direct? Nu. Hai pe aproape. Capatos? E, da. Bun. Păi dacă ajungi la Capatos... Acolo deja, poți să mă consider. Ai o mare problemă. Nu, dar am înțeles că omul care ajunge la Capatos nu poate să mai circule apoi cu metroul, pentru că toți oamenii sunt așa, tu ești, te-am văzut. Eu ne-am apărut, ea doar a vorbit ea despre mine, știi? A știu și unde și să țintească. Și n-ai avut o intervenție telefonică? Nu, mi se părea de prost gust să stau să mă mahalagez cu ea, pentru că ăsta a fost și scopul ei. Întreb la replică, este important. Da, nu, am fost sunată cu drept la replică și am hotărât cu toată echipa din spate că nu este normal să fac chestia asta, să o las să se certe singură, lucru care nici măcar nu i-a convenit să vedea, că nu avea cu cine se certe. Întreabă lumea, scandal. S-a dezbrăcat până la urmă Hara în emisiune, ceva? Nu s-a dezbrăcat. Nu, a fost chiar într-o rochiță, dacă mi-aduc aminte. A fost de impact, chiar, da, și exact. Pentru tine. Și managerul meu a trimis prin fax foile de la Uniunea Compozitorilor, unde scrie clar că acolo sunt semnate toate piesele. Că eu am drepturi pe piesa aia de ani, de zile. Când s-a văzut cu foile în față și Capatos a și luat-o așa, într-un mod urât, ia zi, Hara, mai e furată piesa? Ți-a mai furat piesa? I-a avut o reacție, a schimbat-o, că a vorbit ea cu mine la telefon și că eu i-am dat piesa... Nu, e o chestie tristă la mijloc. Mă gândesc că, Doamne ferește, ai ajunge și tu într-o situație de genul, ai fi foarte, foarte cunoscută, după care o vreme nu s-ar mai auzi nimic de tine, iar tu, pentru că ai dori să mai scrii cineva ceva, ar trebui să inventezi. Ea tot inventează de ceva vreme. Adică e o problemă în ceea ce o privește pe Hara asta. Păi, dacă nu mă înșel, mi-a spus cineva că la vreo două săptămâni mai fura cineva o piesă. Dar culmea e că n-are nicio piesă, de fapt. Eu nu știu, o piesă de DJ Hara. Le-a descărcat de pe internet pe toate. Nu, eu așa zic. Le-a descărcat de pe internet, le-a ținut într-un folder și după o vreme a zis, bă, astea sunt ale mele. Deci chiar sunt ale mele toate. Le schimb numele și gata. Nu pot să-i spun decât că îi recomand un psiholog. Bine, un psiholog e bun pentru mai toată lumea. Că, na, avem atât de multe probleme încât nu e bine. Bun, fii atentă. Fii atentă că asta mă roade de multă vreme. Hai că eu sunt de Fly Project. Eu așa te-aș confunda. De Raisa. Acum multă vreme. Ce mi-e drag de ei. Da. Are vreo legătură? Adică ai ales acest nume de scenă pentru că Fly Project a avut o super piesă și numele ăsta poate să fie ușor de confundat? Nu, așa mi se spune de mică, așa îmi spun și părinții și toată lumea. Când am ajuns la Fly Project, prima oară în studio, erau toți, toată gașca acolo de producție și eu, Raisa, și erau, eu ce-ai crescut de când tot cântăm de tine, știi? Da, a fost foarte fun momentul când au, și tot timpul când au concerte și suntem în același oraș, hai să-ți cântăm Raisa, dar nu, sunt foarte ok băieți. Și n-ai făcut o colaborare cu ei, nu știu, măcar un... Trebuia la un moment dat, dar la fel, dacă nu ai aceeași casă de producție sau manageri în spate, e foarte greu să faci o colaborare de genul, pentru că nu se înțeleg din toate punctele de vedere și noi nu prea decidem foarte multe despre noi. Câștigă mult un artist în România? Da. Ți-ai făcut o vilă până acum? Ești indiscret, poate. Nu, dar măcar o chestie de aia în miniatură. Nu, în general, bine, depinde. Dacă se simte și chestia asta, dacă vrei să trăiești din muzică, sau îți place ceea ce faci. Eu toți banii pe care am câștigat din muzică, am investit tot în muzică, știi? Dar se câștigă foarte mulți bani. Ai fi uimit cam ce prețuri au artiștii mari. Chiar dacă ei sunt pe playback fixați. Da, nu contează. Pentru simpla prezență acolo, au prețuri exorbitante, crede-mă.
Da. Bine, pentru că tu spui toate lucrurile astea și sunt foarte mulți tineri care se uită la emisiune și mai departe poate zic, wow, deci încă se mai câștigă bani din muzică. Da, chiar se câștigă. E posibil să influențezi, nu știu dacă e o influență pozitivă sau negativă, pentru că eu m-am săturat de toate kicurile pe care le aud pe YouTube. Că nici nu, deci eu nu mai deschid un radio. Nu mai deschid pentru că eu mi se pare că... Eu nu mai ascult muzică acasă, nu mai suport. Nu, pe YouTube mă mai aud din când în când că mi se pare că mai apare un artist. Dar în rest... Este jale. Totul ține de vizualizări, de vânzări. Păi nu se mai cumpără vizualizările, așa că nu mai, nu știu câte... Se cumpără vizualizările. Există site-uri păi care oferă tocmai, servicii... Pentru ce mai contează câte vizualize? Sincer, eu sunt foarte mândră. În 3 zile am făcut 160.000 de vizualizări și mie nu mi-a cumpărat nimeni. Dar ce ai făcut pentru acele 160.000? Nimic. Doar promovare în TV, cu piesa și atât. Bine, a fost și chestia că aceeași casă de producție cu Nicole Sherry. Nicole Sherry deja este la un nivel foarte mare și automat tot timpul ne asociază, peste tot, oriunde mergem. Păi au întrebat de mine, păi să zici mai multe despre treaba asta cu Nicole Sherry după pauză? Ce zici? Nu știu, mă mai gândesc. Eu am auzit o poveste, dar poate o spunem după ce revenim din scurta pauză de publicitate. Anvelope pentru toate tipurile de autovehicule, turisme, 4x4, camionete, camioane, motociclete și agroindustriale. La Vagoma Auto ai servicii de vulcanizare non-stop și reșapare, iar în cazul unei echipări complete, primești montajul gratuit și un cadou surpriză. Vino la Vagoma Auto, pe DN1A, Centura Blejoi 526. Comenzi la telefon 0745-824-662 sau 0743-824-662 și pe vagoma.ro. Livrări în Prahova și Dâmbovița. Vagoma Auto. Se poate oriunde și orice. Se anunță o vară plină de evenimente și parcă nu ești în forma pe care ți-o dorești. Corpul nu este tocmai tonifiat și mai sesizezi și un rid în plus când tocmai te pregăteai pentru nunta celei mai bune prietene. Studio Hari este răspunsul problemelor tale. Acum îți poți modela corpul cu tehnologia de ultimă generație, Alumisel Wave 6, cel mai performant sistem de combatere a celulitei. Vino cu o prietenă și amândouă veți primi un discount de 15% la orice tratament intraseuticals, tratament preferat al Madonei și al altor vedete de la Hollywood. Studio Hari te ajută să arăți perfect în această vară. Chiar și într-o criză economică poți găsi oportunități. Viitorul contează pentru noi. HSEQ Consulting îți oferă oportunitatea de a-ți dobândi competențele necesare în domeniul securității și sănătății în muncă, situații de urgență, resurse umane și management. În luna septembrie, HSEQ Consulting organizează cursuri de inspector, specialist și expert în domeniul securității și sănătății în muncă, auditor intern, inspector și manager resurse umane, cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, responsabil de mediu și responsabil gestionarea deșeurilor, coordonator în domeniul securității și sănătății în muncă pentru șantiere temporare și mobile, evaluator al factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, inspector, specialist și expert în domeniul securității și sănătății în muncă și manager de proiect. Vă așteptăm la sediul nostru, strada Nicolae Iorga, numărul 5, între Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și Colegiul Național Jean Monnet, la telefon 0244 576 619 sau 0734 000 508 sau accesând site-ul nostru www.hseqcons.ro. Orizontul e acolo unde vrei tu să fie. Limitele sunt unde crezi tu că sunt. Tot ce facem, facem pentru tine și pentru toți cei care vor veni după tine. La Caproni, fiecare metru cub de beton și mortar produs și livrat este un pariu cu viitorul. Viitorul foarte îndepărtat. Tehnologie de ultimă generație pentru toate generațiile următoare. De la Caproni, specialistul în betoane. În urmă cu mai mulți ani, aici exista doar ideea unui incubator de afaceri. În prezent, brand-uri consacrate dezvoltă afaceri de sute de milioane de euro. Pornește sau dezvoltă afacerea în cele două puncte de lucru ale Parcului Industrial Ploiești, de la Mizil și Ciorani. Parcul Industrial Ploiești, deschidere spre viitor. Prahova!
Aveți nevoie de servicii medicale prompte și de calitate? Policlinica Cuplată este oricând la dispoziția dumneavoastră. Cu 18 cabinete medicale de specialitate, aparatură de ultimă generație, Policlinica oferă zilnic servicii medicale profesionale. În plus, dispune de cabinete de medicina muncii, eliberează certificate medicale pentru obținerea permisului auto, indiferent de categorie, dar și pentru portarmă. Policlinica Cuplată vă așteaptă de luni până vineri pentru a vă oferi pachetul de siguranță și confort. Radcar Autoserv, serviciul dumneavoastră, expertul în materie de autoturisme. Personalul calificat soluționează orice problemă a mașinii dumneavoastră. De la diagnoză auto, montare parbrize, geamuri laterale, lunete, mecanică, tinichigerie, vopsitorie, până la livrarea și montarea de piese auto diverse. Radcar Autoserv este unicul importator în Prahova a noului Isuzu D-Max, single sau double cab. Motor 2.5 diesel, garanție 3 ani, începând de la 19.969 de euro fără TVA. Radcar Autoserv, service auto, dealer BMC și Isuzu vă așteaptă la intrarea în comuna Bucov pe partea dreaptă. Telefon 0373 55 0067 sau 0722 783 870. Radcar Autoserv, clienții noștri sunt pe primul loc. Dacă ești implicat într-un conflict de orice natură, înainte să ajungi la tribunal sau să-ți faci singur dreptate, apelează la un mediator. Apelează la un mediator. Mediatorul poate fi prima soluție într-un conflict. În fiecare luni seară de la ora 21, Cristi Notaru vă așteaptă la Prahova TV să faceți pressing împreună. Fiți pregătiți să jucați din primul minut. Uităm de Facebook, rapid scriem generația lui John. Cum nu sunteți pe Facebook? Ei, dar n-aș avea cum să vă cred că sunteți mari, că sunteți mici. Sunteți cu toții conectați. Poate că e de rău, poate că e de bine. Important e să furnizați mai departe informații relevante. Dacă aveți bandă de internet, puteți să tastați rapid www.prahovatv.ro. Nu că s-ar încărca foarte greu site-ul, ci pentru că imediat pe pagina de index aveți live-ul emisiunii și o secțiune plină de arhivă care vă stă la dispoziție pentru cei care vor să vadă emisiune în reluare. Raisa. Da, John. Care era treaba cu Nicole Cherry? Aha. Vechea întrebare. Deci, care e vechea? Că e nouă, era mai adresată. Pentru mine e vechea, deci nu este emisiune care să nu fie întrebată de Nicole Sherry. Păi da, tu presezi, tu presezi toată păi, treaba asta. Da, deja am început să spun eu ca să nu mai fiu întrebată, știi? Așa. Măi, eu și Nicola avem aceeași casă de producție, același gen de piesă, ne îmbrăcăm la fel, dacă se poate spune și asta, și peste tot lumea ne asociază din toate punctele de vedere. Unde e Nicole, e și Raisa. Unde e și Raisa, e și Nicole. Și e foarte deranjant subiectul ăsta. Da, eu cred că ea are în momentul de față un succes colosal, undeva clar, la vreo 100.000 de prieteni pe Facebook. Are echipă de producție bună în spate, și poți să zic. Dacă numele ei este asociat cu numele tău, tu ai de câștigat niște puncte. Nu, eu nu vreau asta, pentru că tot timpul asta înseamnă eu să stau în umbra lui Nicole. Nu, Nicole e Nicole, eu sunt Raisa și atât. Avem doar aceeași casă de producție. Și avem oameni buni în spate care fac piese bune. Ce tu câți prieteni ai pe Facebook? Deci atenție, pe Facebook în sensul de pagina ta personală. Pagina personală cred că am vreo 2000 și ceva. Și like-uri? A, pe pagina de... Deci 2000 și ceva și like-uri? Like-uri cred că am vreo 200, dar știi care e chestia? Eu n-am răbdare cu pagina de artist, să-mi fie rușine, sincer. O am de foarte puțină vreme, nu știu, 100 și ceva, 200 ceva de genul. Și o am de foarte puțin timp, noroc acum că am un PR care se ocupă de asta și stă să-mi posteze acolo și mă ceartă că nu-i dau articole și...
Da, mulți ar spune că dacă n-ai măcar 10.000 de like-uri, nu prea există, adică... Ei, să fim serioși. Dar e ciudat, pentru că tu, în momentul în care postezi o poză cu tine, acumulezi like-uri. De ce nu s-ar duce toate like-urile respective către pagina ta oficială? Știi care e chestia? Dacă lumea deja te știe cu Facebook-ul tău personal, automat, eu când voi posta pe pagina oficială, postez și pe pagina cealaltă, pentru că automat am mai mulți oameni, văd mai mulți și trebuie să postez și pe pagina mea personală. Dar nu e mai simplu să postezi pe pagina oficială și să dai share, share pe pagina ta publică? Bă, dar și vor da eventual un like tot pe pagina mea personală și aia va fi, știi? Dar măcar vei da un share. Adică da. Sursa principală, adică pagina ta oficială, va fi cea văzută. Ți-am spus, de acum încolo va fi chestia asta, noroc că am oamenii în spate care se ocupă de asta. Cred că o lună. O am deschisă de mai mult de o lună, dar nu postam nimic pe ea. Era o poză cu mine, Raisa și atât. Adică nu exista nimic pe acea pagină. Nu știa nimeni de ea. Te-am spus, noroc că am o echipă foarte bună în spate. Eu cred că trebuie să pui poze cu tine când bei cafea dimineața, la ce oră adormi, pe bune, la fiecare concert. Pentru că am văzut că în felul acesta oamenii sunt atrași, oamenii dau un like. Sau să faci precum face Mihaela Radulescu, să scrii niște povestioare pe care pui o poză, hai să nu-i spun sexy, că se supără. Așa, atrăgătoare. Dar de ce că este sexy Mihaela Radulescu? Da, poate unii oameni o să spună, domne, nu pune astfel de poze, sunt atrăgătoare și atât. Și ăsta este cel mai bun marketing pentru lumea online, pentru aceste rețele de socializare. Dacă te uiți pe pagina mea oficială, adică nu, și pe contul meu personal de Facebook, o să vezi că am și înainte de emisiuni postate, și înainte de concerte, și toate, dar nu sunt postate de mine, sunt postate de alți oameni și sunt tagată eu în poze. Nu știu, nu am răbdare sau probabil n-am timp, nu știu ce să zic. E plătit bine persoana asta? Mă, da, ești indiscret aici, nu știu ce zic, cred că da, e plătit bine, dar își face și treaba bine. Da, și de ce te întreb? Pentru că mă gândesc că sunt foarte mulți oameni care stau pe internet, pe Facebook și nu primesc niciun ban, își pierd timpul. Și poate mâine, poi mâine vor fi astfel de meserii. Dom'le, trebuie să administrezi o pagină cu 300.000 de like-uri, trebuie să postezi de 4-5 ori pe zi ceea ce eu îți spun, iar tu primești de 2 ori pe lună salariul respectiv sau în funcție de munca ta. Ei, nu e chiar așa, că uite, cine mi se ocupa mie de Facebook, nu ține doar de chestia asta. Ține de tot ce înseamnă relația mea cu publicul, cu presa, cu absolut orice. Un fel de PR pentru tine și manager în același timp. Exact, PR, cel mai bine. Chiar cam care sunt regulile pentru o tânără domnișoară precum ești tu? Reguli? Depinde din ce punct de vedere privești. Uite, sunt persoane care nu au voie să apară în fața unui partid. Sunt persoane care nu au voie să apară pe scenă cu maneliști. Apropo de Tudor Chirilă. Sunt persoane... O să te cert că mie îmi place de Tudor Chirilă. Dar n-a zis nimeni că nu îmi place pe Tudor Chirilă ce persoana mea sau persoana ta. Manele. Da, sunt oameni tare, care... Tudor. Este foarte tare. Nu la fel de tare cum era acum ceva Tudor vreme. Dacă Tudor Chirilă cântă manele, că trebuie să te contrazi. Doamne ferește, cum să cânte? Alex Velea și Smiley și tot ce ei adică ce mai cântă. Eu n-aș putea să-l pun pe Alex Velea în aceeași barcă cu Tudor Chirilă. Sunt amândoi pe radio, amândoi au același eveniment, adică sunt foarte multe evenimente. În Brașov există un radio de manele, da? Adică unii sunt maneliști, alții sunt... Da, cred că e bună comparație. Dar nu, fiecare cu gusturile, n-am nimic cu chestia asta, dar am observat că muzica de la noi de acum tinde cât mai mult spre acolo. Mă aștept când aud instrumentalul de început, mă aștept să înceapă Salam sau oricine altcineva, știi? Păi de acolo s-au cam inspirat unii. E ceva de genul, domne, nu ascult manele, dar uite, piesa asta parcă sună altfel și asta îmi place. Normal. Și îmi place și prietenilor și tot așa. Bun. Deci ai spus că te cunoști foarte bine cu Nicole Shelly, da? Da. Mulți ar dori să o cunoască. Are foarte mulți fani. Tu nu vrei totuși să fii asociată cu ea niciodată. Nu mai suport. Dar nu, pentru asta nu trebuie să faci ceva, trebuie să te identifici, să ai un simbol al tău când spui Raisa, să nu apară Fly Project în spate, să nu apară un semn tot de întrebare. Tot timpul să găsi câte o asociere. Nu, să fiu ok. Pe bune, mie mi se pare că oamenii care se duc în televiziune și fac scandal, ăia sunt oamenii care scotocesc cel mai ușor viața publică. Dar trebuie să mă duc eu și să încep cu 1000 de pretenții pe la organizatori, iar organizatorii vor spune, vai, ce atitudine arogantă are. S-a întâmplat, am avut o evenimente foarte mari și la primul am intrat pe covor roșu cu Nicole Shelly. Ne s-a luat interviul amândouă, am stat amândouă de vorbă cu presa, la poze, la tot, dar automat atenția era concentrată spre Nicole. Bine, deci, lucru normal. Cam luat așa din... Da, lucru normal, nu, aș fi ipocrită să nu recunosc. Este un lucru normal, pentru că este foarte cunoscută pe lângă mine. E foarte cunoscută piesa. Da,
Adică corect, în momentul piesa. În care cineva aude această melodie, spune, dar o cunosc, dar dacă o luăm pe Nicole Cheri și o punem, nu știu, undeva în centrul orașului Ploiești, da, este o persoană oarecare. Așa nu a ajuns să-și promoveze foarte bine imaginea. Nu a ajuns în acel punct. În momentul de față, cred că sunt vreo două sau trei persoane care sunt bine, cum să spun, înrădăcinate. Gen Alex Vela, Connector, Smiley. Păi și dacă îi vezi pe stradă, ei sunt. Și oamenii care mai fac scandal în politică. Și după evenimentul ăla, la al doilea, m-am lecuit și am spus, nu, mai intru cu Nicole Cheri pe covorul roșu. Intrăm separat, fiecare cu treaba ei. Și ca dovadă că a fost foarte bine. Dar se uită la organizatori. Adică ce sunt pretențiile astea, ce sunt... Na. Pe scenă ne trezim amândouă, tu prezint-o pe Nicole, Nicole tu prezint-o pe Raisa și tot așa. Și automat lumea ne asociază că noi cântăm una după alta, avem același stil de piese. Da, sigur n-aveți nicio treabă? Nu, n-avem. Nu faceți un featuring, adică pe bune. Niciodată nu o să facem. Dar în afară de această asociere, nu mai există absolut nicio legătură între voi două? Legătura de la studio, că lucrăm cu aceiași oameni și probabil de aia ne și seamănă piesele foarte mult. Deci în momentul în care lucrați în același studio, s-ar putea ca lucrurile să se confunde, piesa ei să poată să fie și a ta și invers. Exact. Adică puteai să cânti tu piesa asta foarte difuzată la radio? Dar normal. Păi și de ce nu o cânti tu? Ei, că a fost norocul lui Nicol, ce pot să zic. Vorba de noroc. Să aibă în continuare. Da, câți ani are? 14 ani. Nu e cam mare succesul pentru... o tânără posesoare de buletin? Mai, asta a fost și impactul ei. Sincer, a fost impactul care 14 ani. Dacă nu avea 14 ani, nu cred că mai avea același impact. Niciodată. O să fie, sincer, părerea mea. Eu văd pe Nicole un fel de... chiar exagerez Cleopatra Stratan, care a avut un hit, a fost wow, după care la revedere. Chiar a fost wow. Nu s-a mai auzit nimic. Așa, da, și-a scos banii, pe bune. Și există ca să te menții. E ușor să ajungi pe piață, e greu să te menții. Ai o piesă bună, dar mai greu să mai faci și pe a doua la fel de bună. Bun, fiară, zi-mi și mie un nume din Ploiești. Așa. Din partea asta muzicală, care pentru tine reprezintă ceva? Da, un ploieștean, care cântă, care... Valentin Dinu. Valentin clar. Dinu. Ăsta îți place ție. Da. Da, de da. Laurian Manta, ai auzit ceva? Am auzit de Laurian, foarte talentat. Așa. Am avut un băiat, să știi, la Vocea României, Gheorghe Vijay, la fel, o voce foarte bună. Dar vezi că ăsta n-a fost atât de, cum să spun eu, curajos să zică, domne, uite cine sunt. E important să spun într-un care apar... Laurian chiar a ajuns mai departe decât... A ajuns foarte departe. Da, o voce. Și mi se pare că dacă era un pic mai mare de vârstă, putea să câștige. Încrederea în sine contează într-un astfel de show, mai ales că spuneai chiar tu, partea de regie, de producător care decide, trebuie să ai și carismă, trebuie să ai și un pic de voce, le avea pe amândouă. Da, nu, foarte ok, foarte ok. Dar uite, vezi, la noi nu mai sunt apreciate vocile. Din nefericire. Bun, hai să ne uităm împreună la un clip, e vorba de Laurian Manta, dimineața când m-am trezit, am deschis și eu Facebook-ul la fel ca tot omul și zic, mai să vedem ce a pus Pușturică pe Facebook, ce se întâmplă cu el. Un plin de inspirație, omul senzațional așa pe scurt a zis, domne, iau un căpăcel, iau un păhărel, pun vocea și urmărim împreună. I got my ticket for a long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere, oh. You're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. And you're gonna miss me when I'm gone. I gotta take it for a long way round. The one with the prettiest views. He's got mountains, he's got rivers. He's got sights to give you shivers. But it sure be prettier with you. When I'm gone, when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone,
when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. And you're gonna miss me when I'm gone. Bravo, bravo, Laurian! Și el se uită în momentele astea la noi. Vezi, bravo, spuneam un pic mai devreme. Omul, mie mi se pare că nu prea mai are expunere nici la televizor, nu mai bagă nimeni în seamă. E prea talentat, de aia e simplu. Asta mă gândeam. Deci în momentul în care omul e prea talentat, s-ar putea să rămână cu like-urile de pe Facebook, exact, și atât. Exact. Și mi-e teamă și de tine. Pe bune, mi-e teamă. Adică s-ar putea să-ți faci treaba, să poți să ai succes, după care cineva să spună, mă, mai ușor cu Raisa asta, că ne cam ia nouă din imagine. Sincer, a fost la studio de curând, am uitat cum Tonciu, parcă o cheamă. Și a zis, cine Tonciu? Andreea Tonciu, da. Aia care pleacă prin țară și face totul de râs? Exact. Nu, serios, își bate joc de România. Da, știu. Bune. Și a zis că ea se va apuca de cântat. De trebuie, ce? Nu, deci mă gândesc așa. De ce te apuci de cântat? Și a spus pentru că, sincer, i-am dat dreptate, 3/4 din cântăreții de la noi nu au voce. Tu ai vorbit cu ea față în față? Mi se întâmplă aceasta, da. Păi nu, spune-i, mie se pare foarte tare tipa asta, adică ea trebuie să le încerce pe toate. L-am dat să încerce să pleci din țară și să rămână acolo plecată. Nu, a fost referitor la chestia pe care a spus-o, vezi? Dacă ai voce, deja te cataloghează, te bagă în partea aia de Mihaela Ronceanu, de Marcel Pavel, de... și nu mai prinzi la fel la public. E suficient să zici 3 cuvinte pe piesă. La majoritatea artiștilor și piesă. Nu uităm de aspectul fizic. Clar. Da, deci clar. Publicul vine pentru aspectul fizic. În cluburi... Antonia, cea mai bună dovadă. Adică Antonia nu are voce? Ba da, Antonia cântă bine, dar nu este o voce wow. Adică nu pot să o compar cu Laurian vreodată. Dar eu înțeles că Antonia, dacă e așa un pic provocată și ridică 2-3 note, cam falsează. Nu știu ce să zic, nu m-am știut fals. Adică slow-urile astea le cântăm cu toții. Dacă îl pun pe un bun prieten de-al meu care nu are studii muzicale, s-ar putea să iasă cântă o melodie. Cântă ok, nu cântă foarte bine. Laurian este în categoria cântă foarte bine. Cântă foarte bine și e posibil să n-aibă succes mai încolo. Exact, înțelegi? Exact. E o durere și nu putem să zicem la fel. Raisa cântă foarte bine. Oamenii care cântă foarte bine au și canto făcut, clar. Și eu am chiar avut probleme. E în partea asta de studii muzicale. Exact, uite, și eu am avut probleme pentru că în studio când te duci să înregistrezi o piesă de genul comercial, noi avem un fel de vibrato în voce din cauza pieselor pe care noi le cântăm la canto. Iar acolo se spune că nu ai cum să cânti așa, să cânti cât mai drept, cât mai simplu, cât mai... Mai știe publicul să aprecieze? Nu. Mai are timp de așa ceva? Nu. Nu. Bun, pe atunci, după ce l-am urmărit pe Laurian, trebuie să vedem ceva și din partea Raisei. Așa, pe scurt, am zis, Raisa, trebuie să avem un material original cu tine, să ne demonstrezi live că tu cânți, că ești în stare, că poate lumea zice, dom'le, stai puțin, că iar e playback, că ați descărcat de pe YouTube. Bun, urmărim și apoi comentăm. I am a tourist in your way, please don't ask me to stay, 'cause I'm a tourist and I gotta go, and I'll be back, I'll be back, I'll be back tomorrow. I am a tourist in your way, I leave you before the sunrise, I will keep you in my mind, I get what was nice between us. Pentru mai multe astfel de imagini trebuie să intrați pe YouTube și să căutați Raisa. Raisa, atât pe nu, da. Că The Fly Project. Raisa Tourist, Raisa oficial pe Facebook și pe YouTube, Raisa Tourist. Hai să și rulăm pozele și în același timp să discutăm foarte pe scurt și despre piesa pe care în momentele de față o promovezi. Pentru că e normal peste tot să spui de ea. E normal ca omul să vorbească, să comenteze, să posteze, să critique. De unde și până unde titlul? The Tourist. A plecat versuri. Nu te-ai gândit la Angelina? La... Nu. A fost ok, a avut impact bun, pentru că am tot mers la mare cu emisiunile și era vorba de turiști și a fost ok. Știi? Adică o bună strategie pentru a te lega și de litoral. Da, exact. Piesa a avut un impact foarte bun. Am fost la... Poți să-ți spun numele? Depinde de ce. Oricum au apărut pozele. Poftim? Depinde ce vrei să-mi spui. Da, pozele sunt cu foarte multe branduri. Să-ți spun numele evenimentului. Ia spune numele evenimentului. Romanian Top Hits. Asta vrei să spui. Da. Puteai să-l mai zici de 10.000 de ori. Okay. De-aia am înțeles că acolo artiștii se duc și cântă pe gratis.
Mai nu e adevărat. Nu? Nu, nu toți. Depinde de cine te bagă la respectiv eveniment. Evenimentul, organizatorii plătesc cântăreții sau managerii dau cât un bănuț? Nu, organizatorii plătesc, dar dacă tu te duci și ești no-name, nu te va plăti nimeni niciodată. Te bagă ca să-și umple programul. Dar nu este adevărat, artiștii au fost plătiți acolo. Bine, asta era o pasă către tine. Ai fost plătită la evenimentul ăsta? Nu îți răspund. Nu o să-mi răspunzi. Doamne, cât îmi place, cât îmi place această replică. Bine, oamenii înțeleg ce vor ei. Nu? Da, adică, da. În momentul în care te deplasezi până, nu știu, acolo, unde nu a fost? În Bacău? Sau unde? Da, la Bacău. În Bacău. Până în Bacău. Pe Nicol, ca de obicei. Și, cică, sonorizarea a fost praf. Nu la Bacău. Nu, la fost? Bacău la mine a fost ok. La Mamaia Musical Awards am avut probleme. Deci Mamaia s-au dus cablurile și da, sonorizarea. Exact. Păi nu, știi care a fost chestia? Că a fost aceeași sonorizare de la Bacău și am înțeles că pe drum tirul a avut accident. N-am avut toate monitoarele, n-am avut tot ce era pe scenă ca la Bacău. Și în Bacău lucrurile au fost Da, a fost uimitor că a fost în premieră cântată piesa. Iar publicul deja învățase piesa. Hai să comentăm un pic imaginea asta pe care tu expui pe internet în mod public. Bine, sunt chestii obișnuite, sunt chestii comerciale care să te arate într-o nuanță tinerească. Se folosește mai mult imaginea ta sau mai mult vocea ta? Adică frumusețea fizică sau... Dacă te uiți, uite, pozele astea sunt puțin mai vechi. Și dacă te uiți la pozele din concert, e o oarecare schimbare de look, de absolut tot. Pentru că, uite, vezi? Diferența, pentru că am început să mergem pe ideea de voce. Lăsăm la o parte decolteul și tot. Eu acum observ, ești foarte acoperită. Exact, vezi? Bine, Nicol, mi se pare la 14 ani cam prea expresivă. Asta vine din partea de conducere din spatele nostru, unde nu ni se permite să arătăm foarte mult, pentru că da, avem voce. Dacă nu știam să cântăm, ne mai muțăream ca tonciușa că... era. Unor oameni le foarte, foarte teamă cât a watermark-ul pe poza asta, adică nu cumva să scape ceva pe acolo, Doamne, Doamne. Sunt unii oameni care zic, băi, dacă mai și cântă bine, mai și arată bine, s-ar putea să avem probleme. Bine, nu te gândi că acum mă voi duce în emisiune cu batic în cap și cu o rochie până în pământ. Tu îți dai seama că ar fi o chestie, Raisa cu batic. Adică, nu, dar ăsta e simbolul, ăsta e simbolul. Trebuie să te identifici cu ceva. Când a venit Tara la mine în emisiune, am stat cu o chestie de așa și zic, bă frate, de ce avea chestia respectivă? Dar am înțeles că la vreo 2, 3, 4, 5 săptămâni, tot Bucureștiul purta. N-a venit de la ea moda. Tara pentru mine. Tara în general este o personalitate mai deosebită. Mi este prieten foarte bun. Te pup, așa. Tara. Are tot timpul modul ăsta de ieși. Nu o să niciodată am fost la dentist. Parcă dentist, nu mai știu. Și avea o pană, Tara, în cap de jumătate de metru. Adică, adică iese, eu apreciez foarte mult pentru lucrurile astea. Dar trebuie să ai o atitudine puternică. Și clar, personalitatea clar. Ta nu trebuie să fie călcată în picioare, vine unul și spune, ha, uite-o și pe Tara cu ce pana... Ce pană are în cap? Nu, automat, nu. Tara așa a fost tot timpul. Absolut. Bun, pe scurt, înainte de a încheia această emisiune, să avem o concluzie și să-mi spui dacă e o televiziune națională, unde o să apar, cam pe unde și care sunt următoarele tale evenimente, fără să-mi spui cluburi și terase. Ok, vineri o să fiu prezentă la o emisiune la radio, la un radio nou, se numește Radio H, din câte știu. N-are și un S în față. Nu. Abia le știu, că de obicei sunt oamenii care mă sună, Raisa trebuie să mergi acolo, Raisa trebuie să faci. Nu, dar uite, în ai general. Ai un site personal al tău? Site? Nu. Foarte rău. Da? Foarte de rău. Bine că mi-ai spus, acum o să știu să-mi fac. Adică nu vine să cred că n-ai să vorbesc serios. Nu am. Da, să nici nu spui domeniul, nu cumva să-l înregistreze altcineva și apoi să-și ceară 5-6 da, mii de euro. Da, exact. Mai vine o DJ Hara de asta, știi? Cum? Da. Adică DJ Hara și punem un punct ro și credem că e site-ul tău? Nu, deloc nu. Ce ai promovat-o pe fata asta în emisiune, nu ține să crezi. Da, sunt convinsă. Așa, și cred că duminică, da, voi avea cu un prieten foarte bun, cu Nino, voi prezenta Miss Bacău. Înțeles tu că... o să fii pe post de prezentatoare? Da. Genial. Miss Bacău și o să cânt și Tourist, că așa normal, trebuie. Normal, că domne, din partea asta de statut de prezentator, hai să ne luăm alte hăinuțe și să exact. Și cântăm. Nu știu, știu că va fi difuzat, dar nu știu dar pe să mai dansezi? Pot. Uite, o întrebare din partea celor care se uită la noi, care au zis că tu dansezi foarte bine. Da, chiar și mă așteptam și la această întrebare. N-ar trebui să te lași de meserie. Am auzit așa că tu ești cam cârcotaș în emisiuni și așa. Eu așteptam să te leși de subiectul ăsta. Măi, nu o să mai dansez, nu mai am voie și dansez, nu știu nimeni să nu mai dansez. O să dansez și în casă și când. Când am concerte, o să tot dansez. Am dansatori în spate cu care am coreografii, cu de toate. Raisa,
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și aștept clipul. Îl aștept, da? Că ajungi, că nu ajungi în emisiune, măcar îl difuzăm, oamenii apreciază sau nu, spun uite, bravo. Îți promit cum lansez clipul că o să vin la tine cu clipul. Abia aștept. Pentru cei care sunt pe Facebook, pentru cei care sunt pe internet, dar și cei care sunt în fața televizorilor, trebuie să știe că de fel muzica reprezintă un produs, exact ca și în supermarket. Important e să luăm cele mai bune produse și să le și desfacem, să vedem dacă au ce trebuie în interior, dacă sunt oameni de valoare, dacă nu, ne ducem mai departe. Johnson, auzim și mâine de la 16:45. Până atunci, numai bine, pa, pa!